Privatizarea companiei de stat Air Moldova ridică tot mai multe semne de întrebare. Un studiu publicat de Centrul Expert Group arată că, în condițiile unui climat economic favorabil, a creșterii numărului de pasageri în ultimii ani și a creșterii constante a veniturilor, Air Moldova s-a pomenit cu datorii imense despre care societatea nu cunoaște nimic. Potrivit experților, compania a fost adusă în prag de faliment și privatizată pe bani mărunți. Centrul Analitic Independent Expert Group atenționează că un șir întreg de acțiuni indică spre lipsa de bună intenție din partea autorităților de a privatiza compania Air Moldova prin aplicarea unor standarde minime, care ar urma interesul suprem al statului și al cetățenilor și nu al unor interese comerciale înguste. Iată doar câteva argumente. Privatizarea a avut loc fără desemnarea unui consultant financiar individual, așa cum prevede legislația în cazul unui bun de o importanță deosebită. Air Moldova a înregistrat vânzări de 2,9 miliarde de lei în anul 2017, în creștere cu 9% față de anul 2016. La finele lunii mai 2018, compania deținea active în valoare de 1 miliard 60 de milioane de lei. Lipsește o argumentare clară cu privire la valoarea tranzacției. Nu există o evidență că a fost efectuată o evaluare independentă care să confirme faptul că valoarea de 50 de milioane de lei este una justă pentru o companie de calibrul Air Moldova. Comunicarea despre privatizare creează impresia că nu s-a urmărit alimentarea interesului din partea investitorilor. Caietul de sarcini și celelalte documente nu au fost traduse în vreo limbă străină. Dar cel mai important este că privatizarea Air Moldova are loc după acumularea unui volum imens de datorii în condiții dubioase, afirmă Expert Group. Involuțiile financiare ale companiei în perioada de expansiune economică și o creștere robustă a cererii din partea consumatorilor sunt greu de justificat. Deși situațiile financiare ale companiei pentru ultimii 5 ani indică spre o creștere rapidă a veniturilor, în medie cu 25% anual, Air Moldova a întâlnit dificultăți majore la transformarea veniturilor respective în profit, înregistrând pierderi considerabile pe parcursul ultimilor ani. Raportul datoriilor la active a crescut în ritm extrem de rapid, de la 69% în 2014 către 122% în luna mai 2018. În doar 5 ani, Air Moldova și-a asumat datorii noi în valoare de peste 625 de milioane de lei. Astfel apare un mare semn de întrebare, notează expertul în finanțe, Eugen Ghilețchi. Evident, ne punem întrebarea dacă crearea acestor datorii a fost un rezultat natural al competiției de pe piață sau totuși au fost careva acțiuni intenționate pentru ca să aducă compania la prag de faliment, pentru ca să fie privatizată contra unui preț mult mai mic. Cu părere de rău, din cauza lipsei transparenței companiei, noi nu putem să știm care este natura datoriilor pe care le are Air Moldova. Pe pagina web a Air Moldova, ultimul raport financiar disponibil este pentru primele 9 luni ale anului 2016, rapoartele de audit fiind inexistente începând cu anul 2014. În acest context, experții vor să afle de la autorități cum a fost determinat prețul de vânzare al Air Moldova și ce evidență are cetățeanul că nu a fost deposedat de un activ strategic important. Solicitarea pe care o avem noi față de autorități este să fie demarată o anchetă privind modul în care s-au acumulat și s-au creat aceste datorii, fiindcă aici este miezul problemei. Air Moldova a ajuns să fie privatizată contra unui preț de 50 de milioane de lei, anume din considerentul datoriilor înalte care le avea companie. Acum apare întrebarea, de unde au provenit datoriile acestea? Privatizarea companiei de stat Air Moldova este un element al procesului de legalizare a mijloacelor financiare fraudate din sistemul bancar prin amnistierea capitalurilor. De această părere este expertul Transparency International Moldova, Veceslav Negruța. Legea privind amnistierea capitalurilor a fost votată cu viteză mare timp de două zile în Parlament pe 26 iulie curent, iar în seara aceleași zile, Guvernul Republicii Moldova a anunțat despre scoaterea la privatizare a mai multor companii de stat, printre care și Air Moldova. Autoritățile au făcut tot posibilul ca procesul de adoptare a legii să fie maxim netransparent și procesul de privatizare să genereze o sumedenie de întrebări despre ce și cum a fost privatizată Air Moldova. Expertul presupune că banii extrași din Air Moldova anterior, fiind creată situația artificială de insolvabilitate, sunt folosiți acum pentru astfel de șmecherii. Am încercat să obținem o reacție de la Agenția Proprietății Publice, responsabilă de procesul de privatizare a Air Moldova, dar nici directorul, nici directorul adjunct al instituției nu ne-a răspuns la telefon. De partea cealaltă, purtătorul de cuvânt al PD, Vitalie Gamurari, reprezentant al partidului care a votat și promovat legea amnistierii capitalurilor, ne-a spus că declarațiile lui Veceslav Negruța sunt făcute în context electoral și l-a îndemnat să apeleze la instituțiile competente.